5 milioane de euro este nota de plată fabuloasă suportată de instituțiile publice pentru ca angajații de la stat să meargă la cursuri de formare profesională la mare sau la munte. Cursurile sunt în realitate concedii mascate pentru care bugetarii mai primesc și salariu. Cezara Radu, colega mea, ne spune cam câte astfel de cursuri au avut loc anul acesta. Bun găsit, Mihaela! De la începutul anului, instituțiile publice au cumpărat, iată, peste 5.580 de cursuri de formare profesională. Datele au fost obținute de jurnaliștii publicației Recorder după ce au consultat sistemul electronic de achiziții publice. Banii sunt suportați de bugetele locale sau, mai bine spus, din buzunarele românilor. Participanții au dreptul să fie însoțiți de către un adult și un copil, adică să vină împreună cu familia, de regulă câte o săptămână. Bugetarii nu trebuie să-și ia concediu pentru aceste cursuri, iar în plus primesc salariul integral. Cursurile au loc de obicei pe litoral, pe Valea Prahovei, în Maramureș sau la Băile Felix, iar la final angajații de la stat primesc o diplomă fără nicio valoare, dar rămân cu amintiri de neuitat de la petrecerile cu colegii.